Doamnelor și domnilor, bună seara! Este o onoare, este o plăcere pentru mine să îl am drept oaspete în această seară pe unul dintre cei mai interesanți și cei mai admirați, pe bună dreptate, poeți contemporani din România și în același timp îndrăznesc să afirm și asta, și Bilbao. un bun prieten, poetul Robert Șerban din Timișoara, un nume care cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Pentru ediția din această seară a atelierelor literare ale Literomaniei, este într-adevăr un privilegiu. Dragă Robert, îți mulțumim foarte mult De pentru a-ți fi fapt. făcut timp să stai de vorbă astăzi cu noi și să discutăm în primul rând despre acest volum fluviu care, așa cum îți spuneam și neoficial mai înainte, m-a făcut să înțeleg mult mai bine, să cunosc într-un mod mai profund și mai echilibrat opera ta, din care, așa cum îți spuneam, cunoșteam anumite volume mai bine, pe altele mai puțin, dar mi se pare că este o compilație extrem de interesantă. Și prima idee, prima întrebare care îți trece prin cap în asemenea situații este: cum de ți-a venit în gând să o faci exact în acest fel și exact acum? Dacă nu mă... Sunt de la debutul tău din 1994, se împlinesc 27 de ani. 28. Tu ești unul dintre poeții foarte atenți la lumea literară, la ce se întâmplă în această lume literară. Ești un om care a ieșit din pielea de poet și a devenit mai mult decât atâta, și mi se pare important de accentuat asta. A devenit un actor cultural, a devenit un om care promovează literatura, care promovează poezia. Nu doar prin faptul că o traduci foarte multă poezie română, ci prin faptul că, iată, de ani buni tu moderezi întâlniri literare, faci aceste dialoguri care sunt importante, mai ales într-o lume care, o știi prea bine, e tot mai enclavizată, tot mai puțin atentă la alții, dar e foarte atentă la sine. Noi așa fiecare ne uităm în propria oglindă și ne admirăm și spunem ce buni și ce mari suntem. Al doilea punct îl accept. Suntem prieteni, te consider prietenul meu. Asta cu cât de mare sau cât de mic nu e treaba mea, dar îți mulțumesc că ai citit cartea. Înveteratul e cartea care a apărut la Cartier, în colecția lor, care se cheamă chiar așa, Cartier de colecție. Trebuie să spun că e o colecție la care sunt convins, privim fiecare dintre cei care scriem poezie cu mare atenție, din două motive. În primul rând că e o selecție care are deja ani buni în spate. Nu știu când a apărut primul număr din această colecție, dar în mod sigur poeții care au fost publicați în cartier de colecție au fost poeți foarte buni. Apoi mai e ceva, e modul în care apare această colecție, calitatea bibliofilă a colecției. E o ediție hardcover cu supracopertă, cartea e cusută, corpul de literă e foarte frumos, fontul e foarte bine ales. Ei mai fac ceva ce de la cartier, în afară de poezia de dinăuntru, ei merg și pe fotografie. Poetul invitat să publice în cartier de colecție poate să invite la rândul său un fotograf cu care rezonează, care îi place, cu care are, să spun așa, viziuni comune. Ei bine, și cartea mea are astfel de fotografii. Eu l-am ales pe Silviu Gheție. Silviu este un fotograf care trăiește în Baia Mare. I-am văzut fotografiile pentru prima dată la un festival de literatură, la Festivalul Internațional de Literatură de la Iași, acum vreo 4 ani în urmă. Mi-a plăcut foarte mult, pentru că el mizează pe instantaneu. E un fotograf de instantaneu. Silviu vine din presă, a fost fotograf și face încă presă. Ori și eu am lucrat mult timp în presa de cotidian, întotdeauna am avut fotograf cu noi și am admirat la ei, la acești oameni care fură imagini, capacitatea de a se concentra, de a fi atenți și de a surprinde atunci când e cazul și când pot lucrurile cu adevărat importante, lucrurile aparte, a surprinde acea fracțiune care face ca o imagine să devină sau nu memorabilă. Eu însumi fac fotografie de an bun, de când am telefonul mobil, ca noi toți, și nu-i așa, sunt foarte atent la modul în care arată lumea și uneori fur din această lume imaginile care mi se par a fi aparte. Ei bine, selecția într-adevăr cuprinde 28 de ani. Eu am debutat în 1994, pe vremea când aveam 24 de ani. Eram încă student, a fost cumva un debut norocos.
cu acea carte, de fapt cu acel manuscris care se cheamă Firește că exagerez. Și aș face puțină istorie. În 1993 încă a avut loc la Timișoara prima ediție a Festivalului Internațional de Poezie Nichita Stănescu. Pe vremea aceea trăia poetul Anghel Dumbrăveanu, unul dintre poeții prieteni ai lui Nichita Stănescu, și împreună cu criticul Adrian Dinu Rachieru, cu Adam Pusluici și cu mai mulți poeți, au făcut la Timișoara un festival care să readucă imaginea lui Nichita Stănescu în memorie, mai ales că erau 10 ani de la moartea lui Nichita, pe care, iarăși ca paranteză, l-am văzut în 1982, foarte aproape, în Turnul Severin, orașul meu natal, când Nichita Stănescu a venit să-și lanseze o carte. Nu în 82, în 81. Aveam 11 ani. Tata m-a luat cu el la biblioteca din oraș, la biblioteca județeană, la sala de lectură, care era, îți imaginezi, plină de lume. Nichita era în glorie, era cel mai important, cel mai cunoscut poet român contemporan. Era un personaj care ieșea din orice ramă. Fiecare scriitor se visa, dacă nu Nichita Stănescu, măcar prieten cu Nichita Stănescu. Și, într-adevăr, trebuie să spun că pentru copilul care eram la 11 ani, personajul Nichita Stănescu, omul, era absolut fascinant, părea dintr-o altă lume decât cea pe care o cunoșteam eu, și trebuie să spun, cunoșteam deja scriitori, pentru că tata fiind scriitor, am văzut și la noi în casă și la întâlnirile pe care tata le avea scriitori, dar Nichita era aparte, era un actor interesant, era un om care își asuma poezia, care trăia, care o juca. Avea un tip de grandilocvență, fără să se simtă lucrul ăsta. Avea un tip de, ce să spun, superbie pe care eu o și aveam povestită în minte. Deci eram cumva pregătit ca să-l receptez așa cum era de așteptat că receptează un copil de 11 ani o mare vedetă a lumii acelea. Și nu erau multe, dragă Mircea. Era, în primul rând, că lumea în 1981 era acaparată de cuplul Ceaușescu. Ei erau peste tot, scriitorii nu cred că mai aveau voie să-și publice chipurile pe coperta a patra a cărților. Începuse un tip de cenzură foarte, foarte puternică, în care imaginea omului dispărea, nu rămânea decât imaginea conducătorilor. Ori Nichita ieșea din aceste rame. Mai vedeai, mă rog, până anii aceia pe Adrian Păunescu, adevărat, dar nu-l mai vedeai, deja nu mai apărea nici el, doar la radio îl mai auzeam. Ei bine, întâmplarea a făcut ca manuscrisul cu care am participat la acel festival internațional de poezie, așa spunea Nichita Stănescu de la Timișoara, să fie declarat câștigător. Era un concurs de manuscrise. Știi bine cum se debuta în anii 90, chiar în 2000, cum se mai debutează și astăzi. Editurile sau anumite reviste sau anumite concursuri premiază manuscrisul cel mai bun, publicându-l, transformându-l în carte. Ei bine, am câștigat marele premiu al festivalului, chiar așa s-a chemat premiul respectiv. Și în anul următor, în 1994, Firește că exagerez, care era manuscris, a devenit carte. Editura Excelsior din Timișoara a publicat acea carte, care a fost norocoasă, pentru că un an mai târziu, în 1995, am primit din partea jurului Uniunii Scriitorilor premiul de debut. Era un premiu național, era un premiu care părea neverosimil că ajunge și în provincie la un poet de 25 de ani, cât aveam pe atunci, și a fost o mare emoție pentru mine și o mare bucurie. Știam ce înseamnă un astfel de premiu. Am visat să fiu scriitor și trebuie să recunosc lucrul ăsta de când eram adolescențel, așa, ba chiar de pe la 11-12 ani visam să fiu scriitor. Nu știam foarte bine ce înseamnă atunci, dar lumea literară mi-a plăcut dintotdeauna, mi-a plăcut să citesc, am citit enorm, tata avea bibliotecă, cumpăra cărți continuu, citeam continuu, apoi am început să merg la Cenaclu, în anii de liceu am scris, publicam în reviste, la poșta redacției, am mers în tabere de literatură. Lumea mea era cumva o lume literară și a rămas lumea perfectă în care îmi place să trăiesc și cu care îmi place să spun așa, să corespondez, fie mental sau în imaginar, fie iată cum vorbim noi doi. Ți amintești, ne-am văzut în 2008, pe vremea când tu lucrai la Institutul Cultural Român de la Praga. Atunci am venit împreună cu Ileana Mălăncioiu, dacă mai ții minte. 2006 chiar, În 2006, 2006, e, uite, da, era chiar la... anul când am debutat și eu ca director și crede-mă, aveam emoții mult mai mari decât tine la primul festival literar, pentru că era o lume pe care cu adevărat nu o cunoșteam. În sfârșit, asta fac parte din alte genuri de amintiri, dar îmi amintesc cu multă plăcere despre acea întâlnire.
atât cu doamna Mălăncioiu, cât și cu tine. Și au fost într-adevăr niște întâlniri remarcabile și îți mulțumesc pentru ele. Da, da, nu părea avea în spate, cum să zic, că o osatură de funcționar cultural foarte bine solidă, foarte solidificată, pentru că te mișcai cu dezinvoltură, știai ce trebuie făcut. Și pentru mine era emoționant să o cunosc pe Ileana Mălăncioiu în carne și oase, mai ales că am citit cartea de debut. Tata avea Pasărea tăiată, cartea Ilenei Mălăncioiu, cu care debutase la sfârșitul anilor 60 în colecția Luceafărul. Carte formidabilă, cum de altfel e toată poezia acestei uriașe poete. E bine, ne-am plimbat, am citit împreună, era emoționant pentru un om tânăr cum eram să stai alături de o mare poetă și mai ales într-un oraș atât de frumos în care atunci am fost pentru prima dată și din păcate pentru ultima dată. N-am mai ajuns în Praga, deși tot îmi propun să revizitez orașul care într-adevăr e spectaculos. E bine, am debutat în 1994, spuneam că am luat acel premiu în 95. Apoi următoarea carte a apărut la scurt timp, peste 2 ani, Odisex. Apoi am făcut o pauză destul de lungă pentru că am intrat în presă, iar în presa de cotidian nu prea e loc de poezie, din mai multe motive. În primul rând că a să faci presă de cotidian la modul serios trebuie să fii foarte, foarte ancorat în realitate. Trebuie să știi tot ce se întâmplă, trebuie să fii foarte atent la știri, la actualitate. Ori eu asta făceam. Eram un om tânăr, descoperisem libertatea, descoperisem bucuria de a fi ziarist, de a scrie la ziar, de a face anchete, de a scrie reportaje, de a da știri în premieră, de a vedea cum lumea din jurul tău, din jurul meu, se transformă. Și aproape 10 ani de zile mi-a fost imposibil să scriu, pentru că e complicat să te rupi, să treci dintr-o zonă, așa cum spuneam, a realului, să intri în zona ficțiunii. Poezia lucrează până la urmă cu ficțiune, lucrează cu un tip de plonjon în propriul eu, în propria identitate, ne dedublăm, suntem schizofreni, suntem oameni care lucrăm cu mai multe cămăși pe noi, dezbrăcăm una alta. Iar următoarea carte, cu adevărat de autor, a apărut abia când am mers într-o rezidență în Austria, la Krems, și a apărut în 2004. Am avut timp acolo, am avut răgazul să stau 2 luni de zile și să scriu, să mă gândesc. Iată, au fost aproape 10 ani între a doua și a treia carte, apoi a urmat o cadență a cărților. Ei bine, în Veteratul, într-adevăr, conține o selecție din ceea ce am publicat, din volumele publicate, dar și câteva inedite. Mă uit acum și îmi dau seama că sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poeme inedite. Îți mulțumesc pentru complimentul pe care mi l-ai făcut. Până la urmă, cred că orice poet își dă seama care sunt textele cu adevărat reușite, deși și aici există un semn de întrebare pe care l-am de foarte multe ori. Nu suntem oare foarte apropiați de ceea ce scrie, nu suntem foarte subiectivi și s-ar putea ca la un moment dat subiectivitatea asta să impieteze asupra calității alegerilor unor texte sau ale altora? Da, e bine, uneori și o fac asta la fiecare manuscris, când am gata o carte de poezie și vreau să o public, am cel puțin un prieten foarte, foarte bun, foarte intransigent și profesionist, căruia îi dau manuscrisul și rog să se uite peste el și să-mi spună ce crede. Și mi s-a întâmplat că acest om, care, trebuie să-i spun numele, e Mircea Mihăieș, să mă întoarcă de vreo două, trei ori și să-mi spună: nu te grăbi, sunt texte foarte bune, dar sunt și texte care nu sunt din carte, nu sunt parte din acest corp al cărții. Și e posibil ca un critic de talia lui Mircea Mihăieș să vadă mult mai bine decât cel care a scris cărți. De asta recomand tuturor prietenilor care fac poezie: nu vă grăbiți să vă publicați cartea, dați-o și altei perechi de ochi, măcar una, ca să se uite puțin peste ea și să vă dea un sfat care s-ar putea să vă ajute. Da, sunt, spuneam, 28 de ani de poezie și mă bucur că a apărut această carte, o carte pe care am visat-o, nu ți-ascund. Eu am îngrijit lui Șerban Foarță o astfel de antologie, pentru că Cartier de Colecție are două perspective. Are aceste antologii de autor pe care poeții și le fac singuri și antologiile făcute de cineva, fie că e un critic, fie că e un alt poet, ale altor poeți. Marius Chivu i-a făcut lui Petrică Stoica, Constantina Băluță l-a antologat pe poetul Chiropol, Matei Vișniec pe Nichita Stănescu. Eu am avut șansa să fac o antologie, bineînțeles consultându-mă cu Șerban Foarță, lui Șerban Foarță, o carte de poezie care din păcate nu mai e pe piață pentru că s-a vândut. Șerban Foarță e un poet cu totul
și cu totul aparte și cartea lui a apărut în cartier de colecție acum hăt ani, sunt vreo 4 ani, dacă nu chiar 5, nu mai e pe piață, dar Șerban în continuare scrie și mă bucur că o face cu, așa cum știe el, extraordinar. Aș vrea să-ți mulțumesc foarte mult pentru faptul că, practic, mi-ai răspuns la câteva întrebări pe fără să ți le adresez. Probabil le-ai intuit sau au fost adresate de foarte multe ori în legătură cu acest volum sau în legătură cu altele. Una dintre ele, foarte, foarte importantă din punctul meu de vedere, era tocmai acest aspect de echilibru al conținutului, de unitate a conținutului acestei compilații, acestei antologii. Iar contribuția lui Mircea Mihăiș, pe care la rândul meu îl respect foarte mult în calitate de critic literar, explică, într-adevăr, nu știam despre contribuția domniei sale, dar la explică celelalte foarte... cărți, aici, scuze-mă, aici nu, aici a fost o selecție pe care am făcut-o singur, n-am întrebat. Dar cărțile de autor, să spun așa, cărțile noi, cum le spunem noi, au trecut întotdeauna și pe la domnia sa. Asta nu, adică aici cred că după atâția ani de poezie și până la urmă o știi prea bine, ne întoarcem la textele noastre mai vechi sau mai proaspete de fiecare dată când suntem invitați să citim, suntem la un festival, suntem invitați să trimitem texte pentru antologii pe fel de fel de teme și atunci îți dai seama de fapt în timp ce rezistă și ce nu rezistă, care sunt poemele cu adevărat puternice, importante, care au o șansă, nu se știe dacă vor trece timpul, și celelalte care poate la un moment dat încep să-și piardă din putere, din sevă, încep să-și piardă din pregnanță. Și cred că după atâta timp e ok să sunt împăcat cu mine cu această antologie. Îți mulțumesc mult că spui asta, pentru că acest lucru îmi oferă posibilitatea de a plasa o întrebare poate mai puțin convențională. Ai vorbit aici despre patru momente foarte importante din cariera ta de autor. Debutul, despre care vorbeai ca despre un debut norocos și mă bucur mult că a fost așa, transferul în presa scrisă, transferul în presa, și trebuie spus, nu presa culturală, ci presa de actualitate, care într-adevăr timp de 10 ani te-a ținut vrând nevrând departe de poezie, întoarcerea la poezie și iată această antologie pe care ai realizat-o după gustul și după dorința ta. Deci patru momente extrem de importante. Aș vrea să te întreb, unde crezi că se aplică ceea ce voi citi acum și nu ai nevoie să-ți spun din ce citesc, vă voi spune după aceea pentru spectatorii noștri. Ce bine e să știi o meserie, zise poetul. Apoi începu să arunce cu pietre în cer, dând de lucru zeilor. Deci, fără nume, din volumul tău de debut. Așadar, Robert, când ai început să dai de lucru zeilor? Ha. Mircea, trebuie să spun că textul ăsta probabil e cumva a ieșit dintr-o memorie care însemna un tip de presiune pe care părinții mi-au pus-o asupra mea. Ți-am spus, tata e scriitor, a lucrat ca ziarist, pentru că o știi prea bine, nu s-a putut trăi și nu se poate trăi doar ca scriitor în România. Piața de carte nu ți asigură o desfacere a cărților tale și o vânzare atât de puternică încât să poți trăi de la o carte la alta. Mama e profesoară. Când și-a dat seama că scriu și că mă interesează literatura, s-au speriat puțin. Pentru că pentru niciunul dintre ei, și de fapt s-ar putea să aibă dreptate, nu-mi dau seama, literatura nu e o meserie. Nu te poți întreține din literatură în România. Trebuie să fim foarte... Sunt atât de puțini cei care fac lucrul ăsta și o fac pentru că au în spate, hai să spunem, un asistent financiar. Fie o avere pe care au moștenit-o, fie cineva care îi întreține. Dar să fii scriitor profesionist, adică să faci numai asta, să scrii literatură și să publici și să câștigi bani ca să-ți întreții familia, în România nu se poate. Ori, probabil, ai mai bătându-mă la cap, am zis, ok, scrii, da, trebuie să faci ceva, trebuie să-ți supraviețuiești, trebuie să-ți câștigi pâinea, vei avea o familie, îmi spuneam când eram elev de liceu. Nu o să poți să scrii poezii, ce să faci cu poeziile? Cât ar trebui să vinzi ca să poți să trăiești numai din asta? Și probabil de aici a fost și intriga acestui poem. Când am început să scriu așa, la un mod mai serios, am început să scriu pe la 12 ani, 11-12 ani,
Și de atunci m-am luat în serios, în sensul în care scriam constant, fie că eram îndrăgostit de câte o fată, fie că mi se întâmpla ceva aparte despre care încercam să dau seama în niște texte mai scurte, mai intense, fie că, și asta a rămas perfect valabil, citeam ceva bun, foarte bun și mă stârnea. Și astăzi a citi literatură pentru mine este intriga poeziei mele. Dacă vreau să scriu și am chef să scriu ca o carte de poezie bună, o citești la un moment dat. Simt nevoia să fac eu lucrul ăsta, simt nevoia să continui într-un fel sau să dau o replică sau nu dau seama, mă excită extraordinar lectura. Îmi excită intelectul, îmi vine chef să scriu, îmi vine poftă să scriu indiferent de oră și în general orele în care fac lucrul ăsta sunt după miezul nopții, pentru că atunci am și răgazul, atunci am și starea de a face poezie. Da, dăm de lucru zeilor, dăm cu pietre în cer. Da, e o metaforă a unui om de 23-24 de ani, deși până la urmă cred că ține de nefire, să spun așa, șansa de a putea să scrii poezie. Pentru că eu cred și cred cu putere lucrul acesta. Fiecare om e poet. Că unii nu scriu, asta ține de faptul că nu și-au descoperit poate vocația. Dar eu cred că în fiecare om e un sâmbure de poezie, mai mare sau mai mic, care iese la suprafață nu neapărat prin cuvintele pe care unii dintre noi avem șansa să le punem pe hârtie, ci prin gesturi, prin modul în care trăiește, prin modul în care se comportă, prin modul în care visează, prin tristețile pe care fiecare om le are, prin modul în care își surprinde viața. Orice om e poet până la urmă. Și dăm voie, te rog, să fac o completare, poate superficială, a ceea ce ai spus acum și în același timp a poemului cu faptul de a da de lucru zeilor și de a arunca cu pietre în cer, pentru că ție, într-adevăr, ți s-a împlinit acest vis care formal, care potențial este deschis, poate, așa cum spuneai mai înainte, fiecărui om, fiecăruia dintre noi, care în anumite condiții sau în alte condiții ar fi putut să aștearnă ceva pe hârtie. Noaptea aceea mi-ai deschis ochii în timp ce visam. De atunci lumea se uită după mine și râde. Uite-l și pe ăla care și-a văzut visul cu ochii. Te E rog, tot spune. din primul meu volum. Nu scriam rău, să știi. Nu, dimpotrivă, mie mi se par niște meta și crede-mă, n-am niciun motiv să-ți fac complimente de circumstanță, nici măcar în fața camerei. Tu ai depășit cu mult, de multă vreme acest nivel. Dar sunt niște metafore de o forță extraordinară pentru un tânăr de 23 de ani și care, pe de o parte, reflectă forța intelectuală și în același timp forța fizică a vârstei, dar și erudiția ta de atunci. Singur ai spus că aveai o sursă veritabilă de inspirație în casă, prin părinți, prin biblioteca pe care o avea tatăl tău. Lucrurile acestea se cunosc din plin în acest volum de debut și aș spune că rădăcinile de acolo pleacă, pentru că motive din volumul de debut se întorc sub diverse forme prelucrate mai în mod mai complex mai târziu, deci prin 2018, dimpotrivă, cu o tendință de concentrare a acelor metafore pe care în alte volume le dezvolți pe spații mai largi, dar aș spune că rădăcina de acolo pleacă, aș spune că materia de acolo vine și în legătură cu Mulțumesc, asta. trebuie să spun că va fi o bucurie pe anul viitor, chiar la început, pentru că el va reapărea la Casa de Pariuri Literare, la editura condusă de un Cristian, căruia bănuiesc că și lui a plăcut prima mea carte, care nu mai e de mult de găsit. Eu mai am un exemplar, tata mai are două. Și m-a întrebat dacă n-aș fi interesat să reapară cartea și zic, ba da, zic, e o carte la care țin foarte mult, e cartea tinereții mele, o carte care sunt și lucruri adolescentine și lucruri fragede și lucruri instabile, e o carte pe care mi-o recunosc și cu bunele și cu relele ei, e o carte norocoasă de altfel și e o carte care spune mult prin titlu, pentru că la 22-23 de ani, bineînțeles că exagerezi și că totul ți se pare și se cade să fie astfel. Dacă atunci nu, apoi când? Uite, ne îndreptăm acum spre senectute, Cătinel, Cătinel, deși mă încuraja un prieten și îmi spunea că trebuie să mă gândesc la asta abia pe la 55 de ani.
E, nu mai am mult, am făcut 52. Mulți înainte. Eu chiar trebuie Mulțumesc, să mă Dacă. gândesc, am 55, deci îți povestesc cum e mai târziu la o bere, ca Mulți să vedem înainte, cum. La fel da. și ție. Ce voiam să te întreb? Un alt motiv care a fost preluat, chiar dacă indirect și nespus, sigur că da, volumul este foarte legat de Nechita Stănescu, așa cum bine ai spus, dar mai există un aspect care nu este scris, nu este menționat direct. Unul dintre volumele tale ulterioare se numește Timișoara în trei prieteni. Presupun că este superflu să te întreb dacă are legătură cu Beograd, Spieti, Priatelia. Da, a fost ideea lui Dan Mircea Cipariu, a fost ideea să amândoi eram cumva legați de Nichita Stănescu, pentru că, repet, pe vremea când noi ieșeam din copilărie și ne îndreptam spre adolescență, și apoi după, prin anii, la sfârșitul anilor 80, Nichita era o personalitate puternică în literatură și mai ales în imaginarul literar al unor adolescenți care scriau, care își căutau modele. Noi am avut șansa și eu și Dan și cei din generația mea să cunoaștem nemijlocit scritoria generației 80. Eu l-am cunoscut pe Mircea Cărtărescu când aveam 17 ani, pe Florin Iaru, pe Mircea Nedelciu, apoi mai târziu la 20 pe Mircea Mihăieș, pe Marcel Tolcea, pe Adriana Babes, pe Vighi, pe Marineasa. Dar în adolescență i-am cunoscut pe acești oameni din generația 80 și am învățat foarte mult de la ei. Erau altfel decât poezia lui Nichita Stănescu, decât poezia generației 60, a generației 70 chiar, însă Nichita, evident, cel puțin eu sunt în tabăra care susține că el a însemnat enorm pentru modernitatea poeziei românești. Modul în care Nichita Stănescu a scris poezie, modul în care a inventat cuvinte, a făcut fraza poetică, a pus contrapuncte, a pus puncte, e un mod cu totul și cu totul original. Și din punctul meu de vedere, multe dintre cărțile lui sunt cărți absolut excepționale și noi am crescut în mentalitatea asta. Și atunci eu am fost prieten și am rămas prieten, deși domnia sa nu mai există, și cu Anghel Dumbrăveanu, cu Petre Stoica. Deci iată, îl știu bine pe Adam Pustului, cu care sunt prieten, care... Deci din patru oameni care au făcut acel Belgradul în cinci prieteni, din cinci, cu patru dintre ei mă știu foarte, foarte bine. Cu Adam corespondez, mă văd de fiecare dată. Cu Petre Stoica ne-am cunoscut bine, l-am vizitat la Jimbole, am făcut interviuri, am făcut emisiuni, l-am admirat și l-admir. Cu Anghel Dumbrăveanu la fel. Când am venit în Timișoara, de altfel, Anghel Dumbrăveanu a și scris postfața acestui volum de debut, firește că exagerez. Prin urmare, cum să zic, debutul meu se leagă cumva de generația lui Nichita Stănescu și de poezia sa. Iar Timișoara în trei prieteni a apărut și ca un omagiu pe care l-am adus prieteniei, pentru că era vorba de mine, Dan Mircea Cipariu și Mihai Zgondoiu. Eu cu Dan suntem prieteni din adolescență, cu Mihai ne-am cunoscut în anul 2000, când el terminase liceul și când arăta a deveni un grafician formidabil, ceea ce s-a și întâmplat. Astăzi Mihai Zgondoiu e un nume din elita artelor vizuale românești. Face în continuare grafică de carte, a făcut coperta acelei cărți, recent a făcut ilustrațiile unei cărți a lui Dan Mircea Cipariu. Colaborăm, ne întâlnim constant, discutăm despre artă. Și da, ai dreptate, Timișoara în trei prieteni este o carte despre prietenie, despre Timișoara, dar și prin ricoșeu un omagiu adus poeziei lui Nichita Stănescu. Aș vrea să te rog să-mi permiți să dau citire unui poem din acest volum, care mi se pare, aș spune, poemul pivot al volumului și care exprimă la modul poetic lucrurile la fel de frumos cum le-ai povestit tu acum, din experiența ca om, din contactul direct cu generația 60, 70, 80 și din moștenirea celor trei prieteni care au făcut Belgradul în 2002, față de cei care îl făcuseră cu de trei ori ca sârbii. De trei ori să ne sărutăm pe obraji și apoi să urmărim melcii, să aflăm unde se retrag, de nu-i găsește nimeni când e nevoie de ei. Să râdem unul de altul, fiindcă femeile noastre fugite de acasă ne-au pus coarne ca să agățăm în ele hainele ude. În pielea goală așteptăm soarele să se întoarcă și râdem ținându-le cu mâinile pe carnea vie crescută sub burtă. Uită-te la tine!
Uită-te la tine cum nu ești în stare să cauți până la capăt urma unui melc. Uită-te cum obrajii iau forma cochiliei când ne sărutăm de trei ori ca sârbi. Ah, da. Mi-l amintesc că l-am recitit recent. Asta e o carte obiect, Timișoara în trei prieteni. Eu să spun așa că începe cu două, are două desene de Suzana Fântânariu, are un text de Florin Iaru și încă un text de Șerban Foarță, în afară de desenele lui Mihai Zgondoiu și de textele noastre. Deci e o carte în care nu sunt doar eu cu Mihai și cu Cipariu, ci sunt încă trei oameni. Spuneam Florin Iaru, Șerban Foarță și Suzana Fântânariu. E o carte în echipă, e o carte obiect, o carte foarte frumoasă și până la urmă, din când în când, prietenia cere și astfel de dovezi, de urme ale ei. Iar o carte e o urmă importantă, cred și astăzi. Și văd în același timp, am constatat un lucru pe care, de fapt, l-am constatat, deși știam volumul dinainte, dar l-am constatat de-abia cu ocazia acestei compilații. Foarte multe dedicații, foarte multe dedicații la obiect. Da, da. Acolo, da, în cartea aceea sunt multe dedicații, pentru că uneori simți că un text este destinat cu tărui prieten care a făcut cu tare gest și ție ți-a rămas în minte și mai sunt astfel de texte într-o carte și ea comună, ce a publicat împreună cu Ioanes Pop și Peter Schrager, O căruță încărcată cu nimic. Și acolo, când am scris, m-am gândit la anumiți oameni și două poeme, cred, din carte sunt înăuntru și sunt cu dedicațiile respective. Una dintre ele, doamnei Lidia Ciolac și cealaltă, cred că lui Camil Mihăescu, ambii artiști vizuali. Iată, am avut dintotdeauna o atracție către lumea vizuală, ca dovadă că am și făcut istoria artelor, tocmai ca să încerc să-mi deslușesc ce e cu imaginile. Uite, în spate am două lucrări, una dintre ele a Suzanei Fântânariu, cealaltă a lui Sorin Scurtulescu, două sculpturi de Bela Sacaci, un artist minunat, care din păcate nu mai e. Ce nu poți să scrii, dragă Mircea, știi foarte bine, se poate ilustra. Artiștii vizuali au șansa asta că limbajul lor trece dincolo de limbi, trece dincolo de traductibilitate, te uiți și pur și simplu înțelegi sau nu înțelegi. Noi, scriitorii, mai avem dificultăți. Un text trebuie să fie tradus, trebuie să fie tradus bine ca să poată să fie înțeles de celălalt. Cu privire la același volum, la Timișoara în trei prieteni, este cât se poate de firesc că acolo, în acest volum, ca de altfel și în volumul următor, Cinema la mine acasă, apar motive, foarte multe motive legate de filmul iugoslav, de filmul sârbesc, de sensibilitatea specifică filmului sârbesc și de sensibilitatea pe care noi, ca români, și mai ales voi, cei de acolo, o aveți față de aceste filme. Recunosc, fără să fi menționat în mod direct acest lucru, recunosc acolo niște motive din Emir Custurița și din sensibilitatea enormă a filmelor lui din anii 80, dinaintea internaționalizării lui ca vedetă cinematografică. Să spun așa, este poemul acela superb în care, pe care l-ai denumit chiar Cinema la mine acasă, și în care descrii felul cum plângi la anumite filme care ți se par și în același timp ți-o reproșezi, ceea ce este puțin nedrept, pentru că la o anumită vârstă și în anumite momente toți plângem la câte un film și cred că n-ar trebui să ne reproșăm acest lucru. Voiam tot să întreb Eu și astăzi plâng, asta e povestea. În continuare, filmul e unul dintre conductorii de emoție foarte puternici și o știi foarte bine. Asta pentru că față de poezie, filmul mai are nu doar text, are și imagine, are și muzică. Adică e tipul de artă din asta atât de melanjat, atât de combinată, încât de foarte multe ori impactul poate să fie atât de puternic, încât să nu-ți poți reține emoțiile și să faci ceva, ce poți să faci, că nu să te urci pe pereți și nici să urli. Te potidește plânsul. Da, mi se întâmplă asta destul de des și pentru că, Mircea, suntem emotivi, suntem oameni care lucrăm cu sensibilitate. Nu cred că poți să scrii poezie dacă ești o brută. Mi-e greu să cred lucrul ăsta. Mi-e greu. Te poți abrutiza, e adevărat, la un moment dat. Dar e clar că ești un om sensibil, că ești altfel decât restul lumii. Sau, mă rog, ești într-un fel croit încât lucrurile care sunt simple, lucrurile care par banale, lucrurile care par extraordinare, pe tine te afectează într-un fel decât îi afectează pe ceilalți. Că cu asta se ocupă poezia până la urmă. Asta e, lucrează cu emoție. Literatura și, în general, artele lucrează în primul rând cu emoția. Dacă nu emoționezi,
Nu știu dacă, la nivel de inteligență, toată lumea e bună. La nivel de emoție, mai puțin reușesc să facă lucrul ăsta. Adică să Sincer emoționeze. să fiu, ar fi minunat dacă la nivel de inteligență toată lumea ar fi bună. Personal, când mă uit în oglindă, am anumite Nu, îndoieli. eu la altceva mă referam. Se poate scrie poezie doar din cap. E Da, suficient să absolut de fii băiat acord. deștept și băiat inteligent ca să scrii poezie. Să fii citit, să fii cult, e suficient să faci un text, nu știu dacă e și poezie, care să sune a poezie. Și mă uit astăzi și văd, e plin de astfel de oameni foarte inteligenți care fac texte sub care scrie poezie. Că o citești și că ți-e tot una și că spui, da, uite, interesant, uite ce, cum intervine cu texte în engleză, texte în germană, cum colează. Ai închis-o și spui, ok, și ce? Adică, și ce? E un text experimental pe care îl poți să-l faci oricând, dacă ai chef să faci lucrul ăsta. Mai puțin povestea aia de sufletel care trebuie să te atingă. Eu cred încă în lucrul ăsta. Cred că poezia lucrează și cu sufletul, nu doar cu mintea. Și, de fapt, un poet foarte bun asta reușește să facă, să coboare creierul în inimă. Și acolo începe, de acolo începe să scrie poezie. Frumos spus, să coboare creierul în inimă și de acolo să înceapă să scrie poezie. Asta mă face să te întreb direct, Robert, dragă. Motivul cinematografului și al cinematografului iugoslav a fost intenționat în cinema la mine acasă și chiar și în Timișoara, în Trei Prieteni? Mircea, eu am crescut cu ochii pe televiziunea sârbă. Deci pentru mine a doua cultură, cultura care m-a ajutat enorm de mult, a fost cultura sârbă. Imaginează-ți că televizoarele noastre, eu sunt născut în Turnul Severin, erau acolo. Eu am văzut nu doar filme sârbești, acolo am văzut filme uriașe, am văzut Decameron, am văzut Ultimul Tango la Paris, am văzut filme de artă uriașe, pentru că sârbii au avut această șansă de a avea un socialism, era să zic cu față umană, ca să citesc pe Iliescu, au avut, la ei a fost altfel comunismul. De fapt, la ei n-a fost comunism, a fost un socialism foarte libertin. Acolo am văzut, îți poți imagina și spun asta acum, pe postul național, pe Trecicanal, pe canalul 3, sârbii au dat o jumătate de an filme hard porno. Noaptea după ora 12, nu vorbesc de Electric Blue, programul acela de chestii sexy, nu, nu, hard porno. Nici o televiziune de stat din lumea asta n-a făcut așa ceva, cred că e unică în istoria televiziunilor. La ei am văzut concerte uriașe, la ei am văzut înregistrări, transmisii sportive, am văzut dezbateri, învățasem sârbește până la 19 ani când m-am dus militar, învățasem sârbă pentru că sârbii subtitrau. Și vedeam filme în franceză, în engleză, în italiană și scria în limba sârbă, limbă scria cu atenție, cu caracter latin. Adică suficient încât să poți învăța, când știam cântecele sârbești, eu am crescut cu cântece sârbești. În Turnul Severin, ca și în Timișoara, nu-ți puteai imagina petreceri, chefuri, fără muzică sârbească, fără bielodugme, fără baiaga, fără gaia, fără grupa Iu, fără orchestra, Parnivaliac, o mulțime, știu pe toți, Zdravko Ciolić, Lepa Brena, Dumnezeule. Deci noi am crescut, am crescut cu ei. Și evident că tipul ăsta de gândire balcanică, noi suntem balcanici, mă consider a fi balcanic înainte de a fi european și membru Uniunii Europeană. Sunt un balcanic temperamental, sunt născut la graniță, la zona de graniță, Turnul Severin, o zonă de graniță între Banat și Oltenia, dar o graniță foarte importantă pentru lumea de acolo e confluența cu cultura sârbă. Și a contat enorm de mult pentru formarea mea lucrul acesta. Prima țară pe care am vizitat-o a fost Iugoslavia pe vremea aceea. Zaicer, Kladovo, Negotin, primele reviste străine cu adevărat extraordinare de literatură le-am văzut la Novi Sad și am rămas surprins pentru că oamenii călătoriseră în Germania ani de zile, în anii 70-80, în Serbia era libertate, în Iugoslavia era libertate, putea să te duci oriunde și munceau în Germania, se întorceau înapoi, își făceau case, aveau un tip de dezinvoltură intelectuală și de libertate de a spune pe nume lucruri care în România nu există. Era că ăștia era cenzură și a fost complicat. Nu a fost o chestie deliberată, ca să-ți răspund la întrebare, nu a fost o chestie deliberată, dar modul în care gândesc literatura e și unul cinematografic. Eu cred în tipul ăsta de epicitate, de film, de viziune, plus că să nu uităm, am lucrat în televiziune și lucrez de 20 și ceva de ani. Sunt un om obișnuit cu imaginea, cu ecranul, cu camerele de filmat, cu gândirea asta cinematografică și probabil, fără să-mi dau seama, m-a influențat modul în care scriu și
Eu scriu concis. La mine, e, cred că ai observat, e un tip de concizie în poezie. Nu-mi place să, nu-mi place să pierd cuvinte și nu-mi place să mă folosesc foarte mult de vorbe, de vorbe prea largi, late și așa mai departe. Eu cred că rolul poetului, sau cel puțin al meu, e de a esențializa, de a vedea lucrurile într-un fel și de a le exprima în cât mai puține cuvinte, dacă se poate. Și dacă se cheamă minimalism. Da, cred în concizie. Întotdeauna am crezut în concizie. Că dovadă că vorbesc foarte mult. Dar în schimb, scrii concis, așa cum bine spui, și da, este o diferență foarte importantă de făcut între concizie și minimalism. Concizia este ceva ce vine dintr-un anumit stil format în ani de zile, minimalismul este de cele mai multe ori ceva asumat. Într-adevăr, e foarte importantă distinția pe care ai făcut-o și sublinierea pe care ai făcut-o cu privire la componenta aceasta transdanubiană, aș spune, transdunăreană a sensibilității noastre și mai ales a voastre ca oameni acolo, născuți în zona respectivă, influența reciprocă pe care ați avut-o unii asupra altora și, într-adevăr, fosta vecinătatea cu Serbia, vecinătatea cu Iugoslavia, ca o șansă de a te integra cultural în Europa, o șansă pe care noi aici în București am avut-o mult mai puțin. E adevărat, începând de prin anii dezghețului Gorbaciov și la televiziunea bulgară începuseră să fie difuzate filme care la noi erau bine mersi interzise, filme din țările foste socialiste din anii 60, și exact ca și tine și eu am învățat limba bulgară din acest motiv. Diferența este că bulgarii de cele mai multe ori dublau filmele și Așa. nici măcar nu era un dublaj profesional, adică era practic un voice-over în care o piesă de Shakespeare cu 25 de personaje era dublată de 4 actori. Și poți să-ți imaginezi cam cum era, pentru că auzeai pe dedesubt "And now the things may come for me to go." I se ga treaba da id vam da ne da ne znaja kak vršte bude. Deci, na, era altceva. Acolo, pentru Serbia, te-ai fi putut descurca și dacă nu învățai limba, pentru că ei titrau. Aveai engleză, aveai filme engleze, filme franceze, nu-i așa, în timp ce în Filme Bulgaria. americane, i-au dat în anii 80, după 83, cred că a fost, aveau ceva care astăzi, na, e la îndemână oricui, toți avem cel puțin un canal în care curg filme non-stop. I-au avut, de-a lungul acestei scurte istorii, în anii comunismului, maratonski film. Erau maratoane de film, începeau vineri seara, dragă Mircea, la 10 seara, ora României, și se terminau luni dimineața. Imaginează-ți, era un film din altul, care mai de care, de la filme de duzină, cu comando, cu pistoale, cu paf, pif, paf, până la filme de art. Ei bine, în orașul meu circulau bătute la mașină programele. În primul rând că circula programul televiziunii sârbe. Belgrad 1, Belgrad 2, Trecicana, canalul 3 când a apărut. Știam de la începutul săptămânii, de la sfârșitul săptămânii de vineri, ce va fi săptămâna cealaltă. Iar aici îmi amintesc că eram elev în clasa 8-a când s-a anunțat că va fi acest maraton de filme. Bineînțeles că era proba fundamentală pentru un tânăr, era să le vezi pe toate. Ceea ce ar fi însemnat să stai treaz de vineri seara până luni dimineața. Nu știu dacă putea să-ți iasă lucrul ăsta, unii le-au văzut pe toate, absolut pe toate, era o nebunie. Dar îmi amintesc că eram, repet, ceam în clasa 8-a, cred, și s-a anunțat că va fi ultimul tango la Paris. Habar n-aveam despre ce e vorba, nu știam filmul, nu văzusem, n-auzisem, n-aveam niciun fel de referință. Dar cei mai mari decât noi știau că e un film pe care trebuie să-l vezi, în care joacă Marlon Brando și mai ales că există o scenă erotică ieșită din comun și dacă n-ai văzut filmul ăla, te duci degeaba la școală luni, că te întreabă băieții la ce minut a fost și cum arăta și trebuia să dai extemporal în cinematografie. Dar nu numai asta, i-au rulat toată școala de film italiană dădeau Serbii. Deci am văzut filme pe care nu ți le poți imagina, dar Tarkovski. Dădeau filme românești interzise. Îmi amintesc filmul Concurs, care se interzisese în România, l-am văzut în Serbia în 1986 sau 1987. Dădeau filme românești bune, dădeau și filme românești și dai seama ce formidabil era să asculți actorii români, pentru că și noi prindeam bulgarii, dragă Mircea. Prindeam și noi bulgarii și era un coșmar.
Să încerci să tragi cu urechea, să înțelegi ce spune și să nu faci altceva decât să intuiești. N-am învățat bulgară, era complicată. Deși se înțeleg, am fost la câteva festivaluri de literatură și am văzut că poeții sârbi și poeții bulgari se înțeleg. Adică limba asta, slavona, are multe elemente comune și într-o parte și în alta. Bine, e foarte mult de spus aici. Sârba și bulgara mai puțin. Macedoneana și bulgara, într-adevăr, au mult mai multe elemente în comun. Numai că vezi, pe de altă parte, la bulgari, provocarea pentru voi era mult mai complexă, pentru că erau o mulțime de lucruri cărora trebuia să le faceți față. Erau aceste maratoane de film. O, Dumnezeu, la televiziunea bulgară le-au apărut de-abia prin 1987 și numai de Revelion. Adică pe programul 2 al televiziunii bulgare dădeau 4-5 filme și ăsta era filmovi maraton, cum îi spuneau ei, și ideea tot așa era, dar ce se întâmplă? Erau filme de cinemasecă. Deci filme de mare valoare și pe care tot așa la noi foarte greu ai fi putut să le vezi în perioada respectivă. Și ce era comic era că bulgarii dădeau drept filme de acțiune, drept filme de piș-paf, de comando, ce filmele lui Sergiu Nicolaescu, care se desfășurau în anii 30-40. Un comisar acuză cu mâinile curate și aveau un succes extraordinar, se făceau reclamă, aveau un rating ceva absolut incredibil. Păi E, și și ne-a tot așa. mărit miliardar, Mircea. Ei aveau, dacă ți-amintești, nu mai știu, sâmbătă seara aveau un film la cererea telespectatorilor, nu? Da, Studio Bulgarii. Hit se chema, da. Da, nu mai țin minte. Și cert e că am văzut pe bulgari, mă oprisem cu numărul, dar cred că era a șaptea oră când dădeau ne-a mărit miliardar. Da, erau nebuni după filmul ăsta, într-adevăr, și a avut un succes. Dar ceea ce pe mine m-a avantajat foarte mult și a contribuit mult la formarea mea de mai târziu ca filmolog, este faptul că am reușit să văd la bulgari filme făcute în anii socialismului, în anii 60, deci, noul val cec și slovac, al doilea cinematograf polonez, al treilea cinematograf polonez interzis în majoritatea țărilor socialiste, școala maghiară, mă rog, noul val maghiar pe care ei nu-l recunosc ca val, dar care în toată lumea este recunoscut ca val. Deci, practic, filme extrem de curajoase din anii 60, pe care la noi nu aveai cum să le vezi. E adevărat, nu treceau de nivelul ăsta. De-abia în 88-89, după ce a căzut Zhivkov, au început și ei să vină cu filme de cinematecă, mă rog, cu filme din marea istorie a cinematografiei. Nici nu se apropiau de iugoslavi, Nu, nu, evident. dar nu cred că se apropia televiziunea din vreo țară socialistă cu ce dădeau sârbii. Deci, dădeau meciurile lor de baschet, dădeau transmisii de fotbal din campionatul Britaniei, din campionatul italian, dădeau concerte. Adică am văzut muzică, postul lor de radio era plin de muzică occidentală. La ei, dacă te duceai, puteai să-ți cumperi un album Pink Floyd, Dire Straits, U2, adică lucrurile astea se găseau. Era că erau scumpe, dar se găseau. Intrai într-un magazin de muzică, știu că am fost prima dată în 1982, eram copil în clasa a șasea și ne-am dus până la Zaicer. Zaicer e un oraș destul de mare în jos spre Bulgaria. Și am intrat în magazinul lor universal, la încălțăminte, la mâncare, la îmbrăcăminte, la articole sport și mai ales la asta muzical, că descoperise muzică. Dumnezeule, nu-ți venea să crezi că e... Adică era tot. Totul, aveau Yugoton, aveau casa lor de discuri, plăteau drepturile de autor, sau nu le plăteau, nu dau seama, dar cât că le plăteau, și reproduceau tot ce era nou. Și cei care trăiesc în Timișoara, știu foarte bine lucrul ăsta. Și bulgarii aveau un Balcanton, dacă ți-amintești tu, parcă așa se chema casa lor de discuri. Balcanton, Au da. scos, eu am scos, dar am luat din Bulgaria, de la bulgari, Whitesnake, am luat Michael Jackson, am luat, Dumnezeule, câteva formații formidabile. La noi, în cel mai bun caz, găseai muzică românească, în cel mai bun caz. Ei, și dacă era muzică străină, era muzică bulgărească. Adică știu că asta m-a distrat în 1989. A fost primul disc cu muzică străină, muzică ușoară, cum se numea la noi atunci. E, ce era? București, Expresul București-Sofia. Trei români și trei bulgari. Deci asta era muzica străină care apăruse la noi. Nu, și bulgarii se democratizaseră. Adică aveai ce să vezi și, repet, aici cheia era una singură, era limba bulgară și dacă învățai limba bulgară, Era mai asta simplu. ajuta foarte mult, da, să înțelegi filmele care te interesau. Și mai este ceva foarte interesant.
Între limba bulgară și limba română există, cu toate că, în mod evident, originea este în mod clar diferită, limba romanică, limba slavă, dar din punct de vedere al structurii gramaticale, există niște asemănări pe care inițial nu le bănuiești și care între română și sârbă nu există. Am în dreptul meu un poem care mi-a mers foarte mult la inimă. Recunosc că nu-l cunoșteam și mi-a plăcut foarte mult. Nu știu dacă mai aveam puțin și plângeam când îl citeam, nu-mi dau seama. Acolo în poem, în cinema la mine acasă, mai era o anumită condiție ca să încep să plângi, ca să nu ne cenzurăm unul pe altul, mai bine n-o menționez. Această condiție nu este îndeplinită în acest moment. Este vorba despre a patra vedere portugheză. Când am plecat în Portugalia, mi-am lăsat șapca pe birou și mi-am pus în cap dorința să scriu poeme lusitane. Ziua mă plimb, privesc, ascult, fac poze ca tot japoneză, ironia asta, fantastică. Noaptea scriu, cam ăsta era planul, același ca întotdeauna când măcar prin locuri unde poezia pare ușor de găsit. În 4 zile am tras 327 de fotografii, am mers vreo 40 de kilometri pe jos și vreo câteva sute cu mașina, am fost la Sintra, la Cascais, la Batalia, la Mama Naibii, prin castele, biserici, magazine, restaurante pe malul oceanului și în vârful dealului. M-am gândit cu glas tare, așa cum face fiica mea când dă cu ochii de tot felul de chestii. Am povestit câte în lună și în stele, ne-am dat cu tramvaiul 28, ne-am cumpărat Reebok, negri și ciocolate pentru amicii din țară. În ultima seară, la o cârciumă, 4 soliști și 2 chitariști au cântat doar pentru noi, din lipsă de mușterii și crezându-ne amanți. Pește și Fado, două doamne trecute, dar vivante, un fante cu ghiuluri și mustăcioară, un masclu cu gâtul gros și cu voce de privighetoare, apoi patroana, apoi tipii cu chitarele, toți s-au pus pe cântat ca să ne găurească inimile și să scoată sufletul din noi. În drum spre hotel, prin nu mai știu ce biserică din Alfama, portocalii și lămâii aveau fructe coapte și flori înflorite pe același ramuri, încât ne-am făcut repede câteva cruci și am tras în plămâni mirosul ăla nebunesc. În Portugalia n-am scris decât 3 vederi, dar erau foarte, foarte frumoase. Mi se pare remarcabil și te rog să-mi confirm dacă este sau nu așa, poate că mă înșel, paralela între parfumul lumii lusitane și pitorescul despre care am stat de vorbă până acum al lumii balcanice. Găsește o asemenea paralelă, te-a inspirat în scrierea acestui poem, mi s-a părut, la modul cel mai frumos spus, cel mai balcanic dintre toate din acest volum. Și repet, este, din punctul meu de vedere, este un compliment, o spun cu admirație. Da, adevărul că cred că știi Lisabona, cartierul ăsta Alfama e un cartier de case vechi, degradate, bătrâne, arată ca o localitate din Balcani. Dacă mergi pe la noi, pe la Vânjul Mare, ba chiar la periferia Craiovei, ba chiar la periferia Timișoarei, a Turnului Severin, a Iașului, o să găsești asemănări extraordinare. Ce nu găsești la noi? Și deși în zona Turnul Severinului, să știi că mai vezi lămâi, pentru că e o zonă mediteraneană și mai cresc. Ei, acolo creșteau pe stradă și, într-adevăr, era paradoxal. Nu-ți venea să crezi că în același pom erau și flori, erau și fructe. Și miroseam cu Adriana Babeț, ea e personaj în acel poem. Am fost împreună în Lisabona, era un schimb cultural. Virgil Mihaiu era directorul ICR Lisabona pe atunci. Vasile Popovici era ambasadorul României în Maroc și ne-am întâlnit cu toți în Lisabona, ne-am plimbat, am călătorit. Și am plecat noaptea de la acel restaurant de Fadu, unde s-a întâmplat exact ce am scris acolo, pentru că știi prea bine, poezia e și nu e imaginație, câteodată e chiar întâmplarea care s-a petrecut aievea. Și am avut senzația amândoi, și eu și Adriana, că suntem într-o altă lume, așa, că am intrat într-o altă buclă de timp care semăna într-adevăr cu ceea ce știam, dar nu semăna, avea un miros pe care nu-l găsești decât rare ori în țară și în Balcani, mirosul de portocale și de lămâi. Dar un tip de decadență, un tip de atmosferă, un tip de vivacitate, de colerică, de putere din asta, de tensiune, era și acolo. Așa cum e în Balcani. Dacă am fost recent, luna trecută, am fost în Belgrad
Și m-am plimbat puțin prin oraș, un oraș care gâlgâie de viață. Sârbii sunt temperamentali, sunt puternici, știu să chefuiască, știu să-și trăiască viața. Am fost invitat de un editor la un restaurant acolo, erau cinci tarafuri de muzicanți, dragă Mircea, și cântau în cele cinci cotloane ale restaurantului, fiecare cânta pentru mesenii care... Ei, în România nu mai aveți de mult așa ceva. România își pierde puțin din sucul ăsta balcanic, poate în București câteodată, dar în Banat oamenii sunt cumințeni, stau frumos acasă, beau vinul din pahare cu picior, muzica, în cel mai bun caz ar trebui să fie un pian, dar nici asta nu mai există. Se schimbă lumea, ne schimbăm și noi odată cu ea și atunci când simți lucrurile astea, n-ai cum să nu îți dai seama câtă poezie în ele și n-ai cum să nu le pui pe hârtie. În primul rând, o știi prea bine, scriem și ca să ne amintim, scriem și ca să nu uităm, scriem și ca să, la un moment dat, plonjăm în timpurile în care au fost și ca să depunem mărturie pentru întâmplările prin care am trecut. Iar asta e o întâmplare foarte frumoasă. Lisabona e unul dintre orașele pe care îmi doresc să le revăd și mi-am promis că o să mă duc să-l revăd. Nu există o cursă directă Timișoara-Lisabona, așa cum există de la București, dar dacă n-ai văzut Lisabona, neapărat trebuie să te duci, iar cei care ne privesc, dacă n-au ajuns acolo, e musai să o facă, pentru că e un oraș cu totul și cu totul aparte. Un oraș pe coline, pe dealuri, e jos oceanul, e un oraș ieftin, oamenii sunt foarte primitori și foarte calzi. Și e spectaculos, pentru că acolo, în Lisabona, sunt câteva construcții de arhitectură absolut fabuloase. În afară de zonele vechi, acolo au niște arhitecți care ies din orice ramă. Sunt extraordinari și merită un oraș absolut spectaculos care trebuie văzut. Sper să-mi dea Dumnezeu sănătate să apuc să-l mai văd o dată înainte de a mă duce acolo unde se dă cu pietre în cer. Doamne ferește, nu discutăm în interviurile pentru atelierele literare, Literomania, nu discutăm despre acest gen de arunca cu pietrele în cer, dar putem discuta măcar așa ca principiu, putem pune problema unei eventuale expediții literare care să cuprindă Praga și Lisabona. Și da, am avut șansa de a vizita Lisabona tocmai datorită lui Gil, care a fost o gazdă extraordinară și ne-a dus peste tot pe unde se putea merge, dar așa cum bine spui și tu, am descoperit Lisabona în primul rând cu piciorul, am descoperit pasteleriile acelea extraordinare, care recunosc că în 10 zile mi-au adăugat vreo 2 kg în plus la cele destule pe care le aveam și așa. Și contactul acesta direct între oameni, modul acesta direct de a lega, de a face legături, de a vorbi cu tu, nu neapărat din niște motive de corectitudine sau incorectitudine politică, dar pentru că există această paralelă. De fapt, de aici a plecat întrebarea mea. Mi s-a părut că există această paralelă cu Balcanii. A, se poate face. Da, acolo existând în plus, fiind în Lusitania, existând în plus și, nu știu, spune un alt nivel de puritate. Adică, uite, spuneai despre Serbia, tot de curând, în octombrie, am, nu, în noiembrie, am fost la un festival care se face într-un oraș, cred că de 30.000 de locuitori, un festival internațional, îl face Sasha Charlie, unul dintre cei mai tari prozatori ai lor. Leskovac se numește orașul, are 30 Lescovați, da. Leskovac, da, pardon, are 30.000 de locuitori, dacă are și pe ăștia, dar deci o viață de noapte și o viață culturală și festivalul ăsta, de care îți spun, un festival prin excelență de proză, deci de o intensitate, de o forță extraordinară. Ține un weekend, un fel de festival maraton, de vineri seara până duminică seara, și într-adevăr foarte intens, foarte puternic, foarte puternic totul. Iarăși îmi amintesc de reuniunile pe Macedonia, care se fac odată la 2 ani și sunt extrem de bogate, extrem de complexe din materialele pe care le... Deci Macedonia de Nord este un areal cultural de o complexitate incredibilă pentru o țară cu 1,5 milioane de locuitori. Deci, da, Balcanii au acest potențial, Balcanii au această
au acest dar de oferit pentru cei care îi vizitează. Robert, tot în cinema la mine acasă apare, nu, scuză-mă, cred că este în Timișoara, în Trei Prieteni. Ba nu, mă contrazic a treia oară. E în cinema la mine acasă. Apare și unul dintre puținele tale volume în care apare Motivul Războiului. Repeți de câteva ori, în 2006, anul ăsta nu a fost război. De ce exact în 2006 și de ce amintirile și din armata lui Ceaușescu, din armata de vremea lui Ceaușescu, cu măștile de gaze, cu bromurile, le-am apucat și eu, măcar că, mă rog, am făcut numai, n-am făcut armata toată pentru că am avut un accident și am fost trimis acasă, dar am apucat să gust din toate, și din bromuri, și din toate acele elemente care fac astăzi pitorescul unor povești. De ce în 2006 această referire la război, la armată, care mai târziu nu apare în volumele tale? Cartea a apărut atunci, Mircea, dar poemele sunt scrise înainte, sunt scrise prin anii 2000, anii 99, când în fosta Iugoslavie era Am înțeles. război. Adică, evident, eram marcat de lucrul ăsta, o țară care părea veșnică, ca orice țară, iată, era sfâșiată de război, erau lucruri îngrozitoare care se întâmplau acolo, știam de la televizor, știam de la colegii din presă, am prieteni care au fost jurnaliști de front în fosta Iugoslavie și care povesteau ororile pe care le-au văzut. Toată lumea știa ce se întâmplă acolo. Novi Sadul fusese bombardat, podurile peste Dunăre fuseseră rupte, sârbii aveau de suferit, dar și bosnieci aveau de suferit, dar și croații, lumea musulmană de acolo. Era o țară foarte aproape de noi, o țară la care eu țin foarte mult, pentru că îți spuneam, am toate motivele să o fac, îi datorez formarea mea în adolescență. N-au cum să treacă lucrurile astea pe lângă tine. Eu am prins Revoluția în armată și de asta referințele la armată. Am prins Revoluția, am prins anul 1989. Iată, astăzi suntem, când filmăm noi, 21 decembrie. Ei bine, mâine Ceaușescu fugea. Sunt 33 de ani de când Revoluția a reușit. Ori noi din 17 decembrie până în 22 am fost într-o alarmă de război parțial. Armata română a primit această alarmă care se cheamă Radu cel Frumos, e un consemn care înseamnă stare de război parțial. Următoarea alarmă e Ștefan cel Mare. Când se primește Ștefan cel Mare, țara e în război. Ori pentru niște soldați începători, cum eram noi când am făcut 3 luni de armată până în Revoluție, făcusem doar 3 ședințe de tragere, era îngrozitor, mai ales că ofițerii noștri au reacționat atât de incredibil. Aveam impresia că ofițerul român e curajos, puternic. Întâmplarea a făcut că în 17 decembrie, când s-a dat această alarmă în toată România, în toate unitățile militare, dar și am aflat după aia și în cele de securitate și în cele de miliție, când s-a dat alarma asta, eu eram sergent de serviciu al companiei mele. Așa se întâmplă. Unul dintre soldați, în fiecare zi, era sergent de serviciu. Și eu habar n-aveam că nu ne învățase nimeni consemnele astea, habar n-aveam cum se cheamă alarmele astea. Din când în când mai suna sirena, știi prea bine, ne îmbrăcam și ieșeam în fața dormitoarelor îmbrăcați și pregătiți să ne cărăm prin curte pe acolo. E, de data asta era cu totul și cu totul altceva. Știam că se întâmplă ceva la Timișoara, nu știam ce, aveam impresia că au venit unguri, așa se anunța, că ne invadează prin Timișoara. Oricând m-am dus în cancelaria, care nu era mai mare de 4x4 și în care stăteau 6 ofițeri și le-am spus, zic, permite să raportez, mi-a spus ofițerul de serviciu pe regiment să vă transmit că e alarmă Radu cel Frumos. Ei bine, cei 6 ofițeri au nebunit și au scos pistoalele, au început să le încarce cu gloanțe. A fost o reacție atât de neașteptată și de îngrozitoare pentru un puști de 19 ani, încât mi s-au tăiat picioarele. Și apoi ce a urmat? Nopțile de frică, nopțile de nesomn, groaza că vin teroriști, groaza că o să fiu împușcat. Eram convins că o să mor. Mi-am făcut testamentul. Există un poem acolo în antologie, cred, în care povestesc despre lucrul ăsta. Da, și pentru mine lucrurile astea au rămas în memoria afectivă. Adică pentru mine armata nu e doar perioada în care am făcut bancuri și am spus bancuri, ci e perioada în care am cunoscut frica de moarte. Mi-a fost pur și simplu frică de moarte și în care m-am maturizat rapid așa. Poate că nu mi-aș fi dorit lucrul ăsta, dar a fost o perioadă în care m-am maturizat brusc. Imaginează-ți copil singur la părinți, crescut oarecum în puf, așa.
nu mai au decât pe mine. Dintr-o dată te duci să afli că vei pleca în război și că vei muri și, sau că vei fi împușcat de terorist sau că vei fi aruncat în aer de nu știu ce nebun care aruncă în aer orașul, ca așa se spunea Craiova. Și de asta sunt trimiterile astea care Da. există în acea carte, care are ceva de film, nu? Cinema la mine acasă. Războiul face parte din lucrurile cu care ne întâlnim foarte des pentru că le vedem pe ecrane. Ai copilărit, nu așa, filmele de luptă erau filme la care ne uitam bărbații din noi, viitorii bărbați care eram, se uitau la lucrurile astea și rămâne în fiecare om o latură a luptătorului latent, mai mult sau mai puțin. Eu da, am fost un copil activ, am fost un copil care săream la bătaie, eram un pujin ăsta nevrozat așa și foarte des supărăcios pe alții care se uitau urât la mine. Slavă Domnului, mi-a trecut, sunt un om al păcii de ani buni. Da, și iată că din puștiul acela agresiv a evoluat un poet extrem de sensibil și care plânge la cinema la mine acasă. Da, în ceea ce privește Revoluția, mă rog, eu am făcut armata cu câțiva ani înainte și mă rog, deci numai câteva luni, așa cum ți-am spus. Și, dar, în schimb, Revoluția m-a prins cumva la mijloc, la modul că plecasem de acasă să aduc un brad de Crăciun, și dintr-o parte veneau revoluționari, din cealaltă parte veneau milițienii. Așa că am ajuns acasă peste vreo lună. Adică, ei mei n-au știut 30 de zile, n-au știut, nu existau telefoane mobile, nu îți dai seama. Mamă, Telefoanele publice mergeau de stăteau în cea mai mare parte. Și mă rog, în față, acolo la universitate, unde am fugit vitejește toată noaptea să nu ne ajungă gloanțele, dimineața au venit niște tovarăși de la Gărzile Patriei. Deci, ei mai țin minte de ce aia când... da, au fost lângă noi, înarmase Ceaușescu, se arme norocul ăla și gloanțe. Asta a fost, Aia e sau... problema. Dacă nu le dădea gloanțe, poate erau mai puține victime la Revoluție. Deci, Da, nu știu, rămăsese... Craiova, știu că îmi cereau. Am avut la un moment dat, eram la descoperiseră niște civili casa de filaj a securității din Craiova și m-a trimis comandul de companie să o păzesc acolo și m-am trezit cu niște civili cu arme și tot îmi cereau să le dau, dăm și mie niște gloanțe. M-am uitat, aveau niște puști, doamne, zic, în primul rând că nu se potrivesc. Eu aveam un glonț de Kalashnikov, aveam niște puști cu calibru, cred că mai mic. Și la doilea zic, n-am voie să vă dau chestia asta și nici nu vă dau. Zic, cărați-vă, lăsați-mă nebii în pace. Și mi-era frică. Îi vedea și păi mi se face mai frică. Atât ar mai fi lipsit, îți dai seama, să le dai gloanțe. Da, Doamne ferește, bine că nu. Certește să l-am pierdut Uite, amintirea. vezi, facem ce facem și tot la armată ajunge. Păi să știi, deci nu sunt deloc amintiri frumoase, dar și deci eram câțiva speriați, cât rezistaseram fără să luăm un glonț nici în cap, nici în altă parte, și vin băieții ăștia de la Gărzile Gărzile Patriei. Patriotice, ne pun câte un Kalashnikov în mână, printre care mie nici măcar, deci om care nu făcuse în armata, l-au făcut numai câteva luni, și ne spun: băieți, datorită vouă, Revoluția a învins. Acum trebuie să o păzim, acum trebuie să o apărăm de cei care vor să o atace. Iar noi, copii proști, am crezut. Și am rămas, deci Dumnezeu știe, prima oară când am tras cu nenorocitul ăla de Kalashnikov, era să-mi smulgă umărul din cauza recului. Eu habar Deci, n-aveam. Revoluția a învins. Uite, sunt 33 de ani, au Trecut trecut. tot în Să știi că a vinger. trecut și timpul, mai avem foarte puțin. Da, într-adevăr. Și e bine că terminăm cu un mesaj pozitiv, că, iată, la sfârșitul interviului, Revoluția a învins după 33 de ani. Da. Da, sunt dincolo de toate, cum spuneai și tu, poezia este nu numai cea pe care o scriem, ci și cea care, nu neapărat la modul cel mai romantic, ne Rămâne intră din în viață, goană. da. Exact, rămâne din viață și ne inspiră să o așternem într-un fel sau altul pe hârtie. Robert, îți mulțumesc foarte mult pentru seara asta, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, pentru toate detaliile și, în primul rând, pentru această carte minunată pentru care te felicit și pentru care Uite, o am încolo. aici, mulțumesc și eu că mi-ai dat șansa să vorbesc despre Înveteratul. E o carte care, spuneam, sunt 256 de pagini, e poezie, dar și imagine. Sunt antologate poeme din perioada 1994-2022. Există și o secțiune
de poeme inedite. E o carte la care țin și Ioana Cistelecan a făcut aici o referință. Ioana e colega mea de generație, a scris, cred că despre toate cărțile mele de poezie și am ales din ce a scris ea un text pentru Coperta Patra. Trebuie să mulțumesc editurii Cartier, lui Gheorghe Erizean, lui Emilian Galaicu Păun, care s-au ocupat de carte și care au făcut să fie o carte atât de frumoasă, așa cum sunt de altfel toate cărțile editurii Cartier, și ție pentru că mi-ai dat șansa să vorbim despre poezie aici, în fața celor care ne privesc și care iubesc poezie. Domnilor și domnilor, mă bucur foarte mult și este o onoare pentru mine să îl am ca invitat al atelierelor literare Literomania pe Dumitru Crudu, unul dintre cei mai admirați scriitori români, un scriitor român de formație europeană, tradus în numeroase limbi, nu numai de pe continentul nostru, și care și-a lansat de curând, de fapt acum mai puțin de o săptămână, la Târgul de Carte Gaudeamus, o remarcabilă carte de povestiri scurte numită Ora 5 și 7 minute. Dacă nu mă înșel, dacă mi-aduc aminte bine, Dudu. Bine ai venit și îți mulțumim foarte mult pentru timpul tău și pentru interesul pe care îl acorzi colaborării cu programul nostru. Bună seara, Mircea, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat că m-ați chemat să purtăm această discuție. Îți mulțumim foarte mult. Am vrea să te rugăm să ne vorbești puțin despre această carte. Ea este, de fapt, foarte cunoscută în mediile literare românești și deja europene. Câțiva traducători au văzut-o și se pare că există deja interes pentru a fi tradusă și în limbi străine. Dacă înțeleg bine, este o carte de povestire scurtă, nu-i așa? Așa este, e o carte de proză scurtă, se cheamă Ora 5 și 7 minute, ora la care a început războiul din Ucraina. Este o carte, de fapt, compusă din două părți. Ultima parte este alcătuită doar din proze legate de război, de actualul război, de războiul care a început pe 24 februarie. Iar prima parte este compusă din texte care încep după cel de-al doilea război mondial. De fapt, este vorba de câteva generații de basarabeni, de români basarabeni, peste care vine tăvălugul istoriei, începând cu cel de-al doilea război mondial și terminând cu zilele noastre. Bunicii, părinții, copiii trec prin aceleași experiențe crude, crunte, desfigurante ale războaielor. Cel de-al doilea război mondial, în urma căruia Basarabia a fost ocupată, basarabenii au fost deportați, au fost integrați fără voia lor în Uniunea Sovietică și după aia a urmat și războiul ruso-moldovenesc din 1992, și actualul război. Dar tot ce se întâmpla înainte de 24 februarie, cu mulți ani mai înainte, prefigura acest război. Război din Ucraina și războiul hibrid din Republica Moldova. Căci în Republica Moldova are loc un război, doar că este fără a se trage cu arma, însă e un război în toată legea pe care îl poartă Rusia contra Moldovei după 24 februarie. Amintesc doar de un singur element al acestui război, acele alerte nesfârșite cu bombe, care nu se mai terminau. Și bombele cădeau peste tot, în toate instituțiile statului, în aeroporturi, în gări, peste tot și până la urmă se dovedeau că erau niște zvonuri false. Însă, iată, chiar nimerisem într-o asemenea situație când s-a anunțat o alertă cu bombă și eram în aeroport, așteptam avionul și am fost cu toții scoși afară și bine, lumea a fost cuprinsă de panică, cuiva i s-a făcut rău și tot tacâmul. Adică vreau să spun că
pe undeva cartea mea este legată de istorie, dar istoria devine actualitate și devine o actualitate războinică, agresivă și o actualitate în fața căreia de multe ori nu ai soluții. Practic ne-am trezit într-o nouă epocă a barbariei. Da, despre asta ar fi una dintre fațetele cărții. Tu vorbeai despre traducători și vreau aici să menționez un lucru, că o mare parte dintre prozele din această carte le-am scris la Praga, în casa în care s-a născut Kafka, unde am avut posibilitate Rezidență. să locuiesc 2 luni, beneficiind de o reședință literară la începutul verii. Și această carte am definitivat-o pe parcursul verii în casa în care s-a născut Kafka și cred că prima traducere a cărții va fi în cehă. Știu că deja domnul Jiří Našinec lucrează la versiunea cehă, este poate chiar pe ultima sută de metri. Știm că există și o editură interesată să o publice, editura lui Petr Stengl, chiar așa și se cheamă, editura Petr Stengl, un foarte cunoscut poet ceh. Și posibil, nu știu când o să apară, dar există toate condițiile ca să apară foarte degrabă, în curând. Și singurele dificultăți le-am creat tot eu traducătorului, lui Jiří Našinec, pentru că am terminat prima versiune a cărții, i-am trimis-o, dar după aia eu am mai continuat lucrul la ea. Și chiar până în ultima secundă, când urma să fie trimisă la editură, încă mai făceam unele schimbări. Și acele schimbări au intrat în carte. I-am trimis varianta finală, cartea finală, așa, și Irji a fost nevoit să revizuiască traducerea sa în funcție de schimbările pe care le-am făcut eu. Adică i-am creat niște încurcături, din păcate. Altfel, traducerea era deja gata mai demult. Fii fără grijă, Iji, care lucrează cu foarte mulți scriitori și are în spate o carieră de traducător profesionist demnă de toată lauda, este obișnuit cu aceste situații și, așa cum ai văzut și tu, știe să le facă față cu brio și mă bucur, sincer, foarte mult știind că în urma rezidenței pe care ai primit-o la Praga, cartea a luat naștere în mare parte în acest oraș. Mă bucur mult și era și de așteptat ca prima traducere să fie în limba cehă. Și aș vrea să te întreb, există continuitate între cele două părți ale cărții? Adică personajele sunt aceleași sau sunt aceleași? Nu pot fi, pentru că e vorba de generații diferite, dar este vorba despre personaje care sunt într-o relație de rudenie sau de continuitate cu cele din prima parte a cărții? Așa cum se întâmplă și în viață, cum se întâmplă și în realitate, există o mare legătură și între Republica Moldova, Basarabia, această regiune a României și Ucraina. În Basarabia locuiesc peste 600.000 de ucraineni, respectiv și în Ucraina trăiesc foarte mulți români. Și foarte mulți dintre basarabeni au rude în Ucraina. Până și eu, care am scris această carte, am la fel rude în Ucraina, în zona Viniței. Și o parte din rudele mele chiar iau parte la război, s-au înrolat în armată, și din nefericire cineva dintre ei
a și fost ucis de către soldații ruși. Adică legăturile astea există și în realitate, cu atât mai mult în cartea mea. Și sunt motivate de mersul firesc al cărții, dar sunt inspirate și din această realitate despre care vă povesteam. Eu m-am născut în Flutura. Flutura este un sat de la graniță cu România, bine, o graniță artificială, dar e o graniță deocamdată, sperăm că în viitor să dispară, dar până se va întâmpla asta, o să o numesc așa. Și în satul ăsta locuiesc și foarte mulți ucraineni. Mai mult de jumătate din populația Fluturii este de origine ucraineană. Limba de comunicare este română, școala e cu predare în limba română, însă acasă foarte mulți dintre vecinii, prietenii mei, trec la ucraineană. Chiar și eu am avut o bunică ucraineană, iar ea, la rândul ei, are rude, a avut rude și eu am moștenit aceste relații în Ucraina. Adică, ce vreau să spun? Că personajele mele din carte ajung după ce începe războiul, cel puțin unul dintre ele, personajul principal, se înrolează în armată și luptă de partea ucrainenilor. Într-un mod firesc, natural, plecând de la faptul că există, iată, acest background despre care v-am povestit, această moștenire în spate. Pe lângă asta, Alexandru, așa îl cheamă pe personajul principal, deși este o carte de proză scurtă, poate fi citită și ca un roman, pentru că mai toate personajele trec dintr-o povestire în alta. Subiectele sunt diferite în cazul fiecarei povestiri, dar personajele sunt cam aceleași, exceptând, ai dreptate, ultima parte, unde apar și personaje noi. Însă, printre aceste personaje noi, își face loc și Alexandru, care are o dilemă, cum vă povesteam. La un moment dat, securitatea transnistreană a încercat să-l racoleze. De fapt, securitatea transnistreană este o filială a FSB-ului. Adică, în cele din urmă, FSB-ul a încercat, cu ajutorul securității transnistrene, să-l pune să muncească pentru Kremlin. În prima instanță, Alexandru acceptă, dar după ce începe războiul, renunță, duce în Ucraina și luptă de partea ucrainenilor. Pentru că avea de ales sau să fie cu rușii și să le execute ordinele, sau să meargă să lupte alături de ucraineni. Și decât să meargă cu FSB-ul, să devină un om al FSB-ului, preferă să plece în Ucraina și va lupta în Ucraina, unde la un moment dat chiar va fi ucis. Bine, am simplificat foarte mult soarta lui Alexandru, ea este mai complexă, dar acest personaj este un personaj cumva oglindă pentru soarta altor personaje din vremurile noastre. Adică mulți oameni au de ales. De fapt, fac în aceste vremuri niște alegeri cruciale. Cu cine să fie? De partea cui să fie? Pentru că nu e vorba numai să fii cu rușii sau cu ucrainenii, dar e vorba și de valori. Armata rusă, Putin, regimul lui, reprezintă acum un sistem de valori opus sistemului de valori pentru care luptă ucrainenii. Știm bine că Putin este dictator. Știm bine că valorile lor sunt legate de aceste lucruri. Adică sunt pentru tiranie și așa mai departe. Nu vreau să le descriu, că toată lumea le știe. Dar
De fapt, trebuie să alegi pentru ce, cu cine ești și pentru care sistem de, și care sistem de valori te reprezintă. Și Alexandru face această alegere și alegerea pe care o face este foarte importantă pentru destinul lui, pentru că îl schimbă într-un mod radical. Am remarcat faptul că imediat ce a avut loc evenimentul teribil din îngrozitor din 24 februarie, clubul de lectură Ioviță a luat atitudine imediat și mai multe ediții ale Timpului au fost dedicate în aproape în exclusivitate literaturii ucrainiene și literaturii de război. Tineri autori din jurul clubului și redactori ai ziarului, ai revistei, au scris aproape în exclusivitate despre acest subiect. A fost o implicare remarcabilă, o implicare plină de laudă, atât a clubului cât și a revistei în această luptă despre care ai vorbit până acum, și alegerea a fost aceea care a trebuit să fie. Voiam să te întreb, mai există cazuri de asemenea luări de atitudine atât de hotărâte, atât de lipsite de compromis în Republica Moldova, în afară de voi, de cazul Timpul Clubul Ioviță? Au mai fost, știu eu, nu știu, alte reviste, alte reprezentanți ai societății civile care să se manifeste atât de radical împotriva nenorocirii care se întâmplă acum în Ucraina? Sigur că au mai scris și alți poeți, prozatori, dramaturgi, au mai scris texte literare dedicate războiului, inspirate din război. Unii au publicat și cărți. Să amintim aici despre Moni Stănilă. Ea a scris o carte în care o parte din această carte este compusă din poezii despre război. Și dacă stau bine să-mi amintesc, cred că mai sunt și alții. La Teatrul Național din Chișinău s-a jucat și un spectacol, Requiem pentru Bucea. Adevărat că selecția poeziilor am făcut-o eu, dar spectacolul a fost regizat de Mihai Fusu și Luminița Țicu. Tu mă întrebai dacă mai sunt și alți oameni din Republica Moldova care au luat atitudine față de război. Ar mai fi, dar nu neapărat printre scriitori. Printre scriitori sunt mai puțini. Da, au scris, iată, exceptându-o pe Moni, care a ieșit cu o carte, ceilalți poate au scris un text, două, trei, dar nu mai mult. Totuși, mai există și revista literară, unde chiar în ultimul număr am citit niște texte zguduitoare, semnate de Teo Chiriac, de exemplu, despre cum îl afectează pe el din punct de vedere psihic acest război. Și povestea că după 24 februarie n-a mai putut să scrie. Da, Teo Chiriac, revista literară, Moni Stănilă, mai sunt. Însă sunt prea puțini în raport cu numărul de scriitori din Republica Moldova. Adică unii dintre ei, nu știu, s-au retras în turnul lor de pildă și își continuă lucrul la propria operă, la opera la care scriau și înainte de 24 februarie. Ar fi însă foarte mulți activiști civici în frunte cu Diana Mazurova. Ea este o fată din Chișinău care după 24 februarie, zi de zi, pichetează ambasada Rusiei. Nu este zi în care ea să nu fie acolo, în fața ambasadei, cu o pancartă în mână, cu un steag al Ucrainei în mână, chemând trecătorii, chemând șoferii să îi se alăture, chemând oamenii din Chișinău să vină lângă ea și să protesteze alături de ea. Diana Mazurova, cred că este un caz
ieșit din comun, aparte, pentru că, vă spun, în fiecare zi de război, ea a ales să meargă în fața ambasadei Rusiei și să protesteze. Deci, așa ceva, nu știu dacă mai există undeva în lume. Chiar și astăzi mă întorceam din oraș și am trecut pe lângă ambasada Rusiei și am întâlnit-o pe Diana cu o pancartă deasupra capului și stătea de 2 ore singură, singură de data asta în fața ambasadei. Deci, până la urmă, reacția cea mai energică și cea mai de lungă durată și cea mai constantă, tot a voastră a fost, a clubului Ioviță și a revistei Timpul. O reacție căreia, iată, în paranteză fie spus, s-au adăugat și scriitori, artiști de la București, l-aș numi pe Mugur Grosu, care, performer și poet, care în ultimul timp, în toate performanțurile sale, se referă la războiul din Ucraina, și de altfel și alți autori care au luat atitudine în aceeași chestiune. Dar, repet, reacția cea mai dinamică, cea mai energică a fost spre lauda voastră, a fost reacția de la Timpul, a fost reacția de la Clubul Literar, de la Clubul Literar Ioviță. Înțeleg că lucrurile scrise de acolo, că înțeleg că această formă de roman mai răsfirat sau de povestiri mai mult sau mai puțin independente, care sunt unite de prezența acestui personaj Alexandru și ale altor personaje care apar în mai multe povestiri, au apărut în mare măsură în Cehia în timpul rezidenței pe care ai primit-o acolo. Au existat fapte reale din istoria foarte recentă și în același timp foarte dramatică a ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, care să te fi inspirat, adică descrii acolo și cazuri reale de oameni pe care războiul i-a prins pur și simplu la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit, sau este vorba doar de o ficțiune trecută prin prisma sensibilității tale? Există, sigur, că și legături foarte mari cu realitatea, pentru că eu mă culc și mă trezesc cu știrile. Primul lucru pe care îl fac atunci când mă trezesc este să alerg la computer sau să deschid televizorul sau să deschid ziarul și să văd ce se mai întâmplă în Ucraina și la fel procedez și pe parcursul zilei. Adică, practic, urmăresc non-stop tot ce se petrece dincolo de Nistru. Și sigur că am aflat în această perioadă despre o mulțime de grozăvii care au avut loc în timpul războiului. Grozăvii în Mariupol, un oraș ras de pe fața pământului, în Bucea, în zeci de orașe ucrainene devastate de către armata rusă. Da, lucrurile astea m-au influențat. Însă n-am încercat să scriu niște proze, reportaj sau niște proze pe undeva înseilate sau înzorzonate în jurul unor știri. Am vrut să merg mai departe de ceea ce îmi oferea o știre, să ajung în spatele știrilor, să văd ceea ce nu se vede la televizor, ceea ce nu voi afla într-un buletin de știri, ceea ce nu îmi vor transmite corespondenții de război. Și am încercat să pătrund în sufletul omului, în practic hățișurile psihicului uman. Și da, prozele mele sunt produse ale fanteziei, ale imaginației, dar sunt cumva
inspirate din acest război. Adică personaje ale proților mele sunt și soldați ruși sau femei ucrainene sau ucraineni din Ucraina și am încercat cumva să văd lumea cu ochii lor, să mă uit la lucruri cu ochii, să zicem, unei familii care se refugiază dintr-un oraș bombardat și tatăl este la volan și se refugiază noaptea și traversează pe întuneric un oraș peste care cad bombe. Și iar dă un interviu. Iar tata, după ce iar mașina asta în care se află această familie despre care vă povesteam, la volanul căreia este tatăl, iese din oraș și ajunge la graniță cu Republica Moldova și majoritatea familiei se refugiază în țara noastră, iar tatăl se întoarce înapoi. Se întoarce înapoi în orașul său ucrainean, asediat de armata rusă, ca să continue luptele. Se întoarce înapoi ca să lupte. După ce și-a ajutat familia, după ce și-a trecut familia în Republica Moldova și a lăsat-o acolo. De altfel, aici au loc și aceste joncțiuni între personaje, că unii dintre acești ucraineni ajung până la urmă chiar în Flutura, iar Alexandru va urca în mașina acestui domn ucrainean și împreună vor merge să lupte pentru a apăra Ucraina. Într-adevăr, dar așa cum spui, sunt istorii teribile, istorii impresionante, inspirate de cazuri reale și pe care, uite, vedeți mai înainte ca exemplu pe Mugur Grosu, el a realizat un performance plecând de la destinul tragic al unui muncitor ucrainean care pur și simplu plecase undeva în zona Zaporojie, cred, plecase pe bicicletă la lucru și a fost împușcat după 4 minute, pur și simplu mergând la lucru, nefiind soldat, nefiind nimic altceva, pur și simplu mergea la lucru, a fost împușcat. Deci tot așa, o ficțiune dedicată, o ficțiune inspirată de un caz real pe care a instrumentat, pe care l-a instrumentat Mugur Grosu și știa, așa cum știi bine, el în afară de a scrie, face și un fel de înscenare, un fel de miza în scenă, de performance al întregului eveniment teribil care a avut loc acolo. Dragă Dudu, intenționezi să continui pe această linie? Vrei să scrii și alte cărți sau poate piese de teatru inspirate de nenorocirile care se întâmplă în acest moment în Ucraina? Da, într-adevăr, îmi propun, nu că îmi propun, dar asta se întâmplă de la sine. Vreau să mai scriu și am mai scris, chiar și după ce am terminat cartea, și alte texte dedicate, inspirate, care au legătură cu acest război, pentru că până cât va dura acest război, voi scrie și eu texte literare despre monstruozitățile care au loc în timpul bătăliilor. Da, e de datoria mea să continui să scriu despre acest război, pentru că am impresia că cuvântul poate fi și el o armă. O armă care poate nu va împușca acum, dar peste un timp va avea un impact. Mărturiile astea sunt foarte, foarte importante, după părerea mea. Și sper că și ceea ce scriu eu în carte, despre ceea ce scriu, e
sunt niște mărturii ale rezistenței în fața răului și mai ales în fața fricii. Și fricii că ai putea fi ocupat, ai putea fi deportat, ai putea fi ucis, dar fricii că ai putea să renunți la opțiunile tale, să renunți la valorile tale și până la urmă să cedezi și să îmbrățișezi alte convingeri. Pentru că, de fapt, asta și urmăresc cei care au declanșat acest război, nu urmăresc doar să ocupe niște teritorii, ci să le schimbe opțiunile, să le schimbe alegerile oamenilor. Într-adevăr, este o remarcă justă. Este dincolo de cruzimea în sine, de cruzimea sângeroasă a războiului, este și un război psihologic văzut prin această prismă, deci încercarea de a modifica alegerile oamenilor, încercarea de a-i face să renunțe la luptă, lansând asupra lor niște mijloace de luptă extrem de distructive și Se folosesc armele, se lansează rachete, se bombardează orașe pentru ca oamenii să renunțe la convingerile pe care le au. Și, într-adevăr, din acest punct de vedere, propaganda funcționează extrem de eficient și aș spune de ambele părți. Iată, este de o propagandă pozitivă, o propagandă energică a regimului ucrainean, care până acum se pare că, din punct de vedere moral, a avut de câștigat în fața propagandei agresive și să fim serioși, obosite, depășite, care vorbește despre denazificare, demilitarizare, deci la 70 de ani după ce aceste lucruri nu mai reprezintă niște realități autentice. Din semnalele pe care le ai, discipoli, crezi că intenționează să urmeze calea pe care ai deschis-o tu? Vor mai fi colegi sau discipoli de-ai tăi de la Ioviță care să scrie pe această temă? Da, așa cum povesteam și la început, după 24 februarie, practic la toate ședințele sau la majoritatea ședințelor de atelier s-au scris texte despre război. Nu toată lumea, firește, a scris pentru că unora le era străină tema. Au scris cei care vor să schimbe ceva, cei care se opun agresiunii, cei care își dau seama că această agresiune este nu doar contra ucrainenilor, ci și contra întregii lumi. Da, s-au scris continuu texte despre război. Am scris permanent. Toată primăvara care a trecut, sâmbătă de sâmbătă, că noi ne întrunim mai ales sâmbătă, sâmbătă de sâmbătă am scris poezii despre război, poezii, proze. Prozele mele cumva au fost scrise în afara atelierului, după orele de program, ca să zic așa, pentru că noi la atelier scriem doar poezie. Le-am scris cumva așa, într-un mod spontan, parcă îmi veneau de la sine. Adică uneori nici nu știam despre ce voi scrie, ca și cum pixul mergea singur pe foaie. Și vreau să vă mai spun ceva, că locuind în casa lui Kafka, în care s-a născut Kafka, în Piața Kafka, tu Mircea știi unde se află, în cartierul evreiesc. De multe ori eram trezit noaptea, de mai multe ori noaptea,
și eram trezit de ideile care îmi veneau în somn pentru a le introduce în text. Adică aveam senzația că parcă aș mai avea un coautor al acestor texte. Și acest coautor m-a ajutat să încheg povestirea, novela, cartea, romanul mai bine. Și ca și cum îmi sugera, da, ea mai scrie și despre asta sau ia și taie asta și înlocuiește-o cu altceva. Adică, parcă cineva mă trezea noaptea și din adins ca să mă pună să mai lucrez la carte și de multe ori mi s-a părut că unele dintre cele mai faine idei îmi veneau anume noaptea și au fost porțiuni din text pe care chiar le-am visat și mi s-a părut că acest coautor este Kafka și nu putea să fie altcineva, fiindcă însuși războiul, războaiele, e poate cel mai absurd lucru din lume. Cu siguranță că e cel mai absurd lucru din lume. Nu cred că există un lucru mai absurd, mai lipsit de sens. Și actualul război, la fel, nu are nicio explicație logică. Cu mintea nu-l poți înțelege. Nu poți ajunge la rădăcinile raționale ale celor care au decis să atace Ucraina. Ele nu există. De asta, printr-un asemenea război a trecut și Kafka, în casa căruia am scris și am definitivat această carte și m-a ajutat într-un fel foarte tare. Bine, acum glumesc sigur, adică nu, firește, nu cred că Kafka totuși a pus umărul, dar vreau să vă spun că deci e o carte care nu m-a lăsat să dorm. Adică 2 luni cât am stat la Praga, parcă am scris-o și în somn, așa cum v-am mai spus. Da, este un fenomen cunoscut de dedublare, iar dedublarea în acest caz poate să ia chipul unui alt scriitor, așa cum a fost cazul în situația de față. Dragă Dudu, îți mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru tot ceea ce ne-ai spus, pentru curajul tău civic care, iată, îți dublează talentul de scriitor. Îți dorim să manifesti în continuare aceeași energie, să manifesti același curaj în apărarea cauzilor drepte și să ne dai în continuare multe cărți frumoase și curajoase.